Totul a pornit după ce un șofer a blocat o mașină a poliției locale Pitești, aflată într-o parcare din centrul orașului, pe motiv că nu a găsit un alt loc să parcheze autoturismul. Când polițiștii i-au spus că vor pleca, bărbatul n-a vrut să mute mașina și le-a spus oamenilor regi că nu-i mai pornește autovehiculul. Am dat înapoi puțin și mi s-a oprit motorul mașinii. Mi s-a aprins becul de la ulei. N-am mai vrut să mai plec cu mașina. Că i-am blocat. Acum ce să fac? Polițiștii locali au rămas uimiți de reacția bărbatului. Așa ceva îți dau cuvântul meu de onoare că n-am întâlnit în 10 ani de zile. În 10 ani de zile eu n-am întâlnit acest caz. Dumneata, să blochezi un echipaj de poliție. Pentru fapta sa, șoferul s-a ales cu o amendă. Conducător auto a oprit voluntar neregulamentar, auto marca VW tip Golf, având numărul de matriculare 7 pe partea carosabilă, da? Locul intenționat autospecial aparținând poliției locale Pitești, parcată regulamentar, după cum se vede, în parcarea din imediat apropiere a galeriilor de artă. După tot scandalul și după ce șoferul a susținut inițial că nu-i mai pornește mașina, el a urcat la volan și a plecat imediat. Situația s-a schimbat când a aflat că polițiștii locali au solicitat o platformă pentru a-i ridica mașina.